Este cunoscut faptul că începutul sezonului estival vine cu aglomerație la biroul de pașapoarte. Oamenii se trezesc de la primele ore ale dimineții și fac liste cu ajutorul cărora să se poată desfășura în regim normal activitatea. Așa s-a întâmplat și joi dimineața, încă de la ora 6:30 au început să se scrie pe foaie în ordinea în care au ajuns. Până la ora la care a fost deschis biroul, lista era finalizată. Potrivit spuselor unora dintre cei care așteptau la coadă, prefectura a dat 50 de bonuri de ordine poliției locale Câmpulung pentru a le distribui doritorilor, numai că, așa cum susțină oamenii, bonurile ar fi ajuns la unii dintre angajații primăriei care le-au dat preferențial. De aici și până la un scandal în toată regula, nu a fost decât un pas. Situația creată la biroul de pașapoarte arată încă o dată că autoritățile au fost prinse nepregătite. Cel mai probabil nu se gândeau că în acea perioadă de început de sezon, mușelenii vor vrea să apeleze un număr atât de mare la acest serviciu. Pe de altă parte, în fiecare an, mușelenii așteaptă până în ultimul moment să obțină acest act, când ar putea foarte bine să-l solicite din timp. Sunt câteva persoane, într-adevăr, care vin și de la 5 dimineața, pentru siguranță, să spunem mai mult, deoarece trebuie să plece, să zicem, în concedii. Este perioada sezonului estival, sunt vacanțele pentru cetățenii români care se deplasează în străinătate în concedii. Totodată, cetățenii români care domiciliază în străinătate vin în țară pentru a-și preschimba documentele de călătorie. De asemenea, pașapoartele temporare eliberate anul trecut, care au avut valabilitatea de un an de zile, la fel și acestea sunt destul de multe. Cetățenii ar fi putut evita foarte bine această situație dacă ar fi venit, spre exemplu, cei care merg în străinătate, cetățenii care au domiciliu în România și merg în vacanțe, ar fi putut veni foarte bine în luna ianuarie, februarie, martie, să zicem, sau noiembrie, decembrie, octombrie, însă toți au preferat să vină în această perioadă. Totodată, eu le-am recomandat să renunțe la aceste pașapoarte temporare, cu toate că prețul lor este scăzut de 96 de lei, în favoarea celor electronice, deoarece au o valabilitate mai mare. Creșterea aceasta la pașapoartele temporare se va reflecta și la anul. Aceiași cetățeni vor veni din nou pentru eliberarea unor noi pașapoarte, fie că vor fi electronice, fie că vor fi temporare. Și astfel presiunea pe noi va fi foarte mare. De asemenea, avem o foarte mare presiune pe ghișee, pe colegii noștri. Și noi avem concedii de odihnă, colegii noștri trebuie să meargă și ei să se refacă. În general, cam stăm peste program, dar trebuie asigurat și repausul, da? Pentru că a doua zi venim din nou la serviciu. Probabil că varianta cea mai potrivită pentru a nu se mai crea astfel de situații ar fi programarea online, care să poată fi făcută din timp de mușelenii care vor să obțină acest tip de document.